Salutare, prieteni! Ați auzit acel zgomot, acel vâjit, ca și cum aș fi mers cu geamul deschis pe autostradă? După 90 de km la oră se aude un astfel de vâjit. Și eu cred că este din cauza chederului. Chederul a îmbătrânit și, după cum puteți vedea, s-a partea asta care ar trebui să fie puțin mai tare, deci partea asta a luat forma ușii. Vedeți cum s-a făcut? S-a platizat. Și ce m-am gândit eu să fac? O să mă întrebați că de ce nu cumpăr un cheder? Nu. Chederul, unul de origine, e așa zic că este de origine, are prețul de 190 de lei. Dar nu ne garantează nimeni că e de origine sau este contrafăcut. Și dacă chederul nu este de origine, la prima căldură, gândiți-vă vara, în mașină, și tabla după mașină se încălzește undeva la 50-60 de grade, cel puțin. Gândiți-vă cum se face acest cauciuc dacă nu este original. Când deschizi ușa, e posibil să rămâi cu cauciucul lipit de ușă sau efectiv să crăpe și să se rupă. Uitați-vă la acest cheder, are 12 ani și singura chestie este că doar s-a aprins forma ușii și nu mai etanșează corect. Dar în rest nu ar fi crăpat, nu ar fi rupt, ar fi într-o stare bună, decât că nu mai etanșează. Am găsit și pe origine, așa zic ei, pe origine 190 de lei, dar o să găsiți cheder și la prețul de 80 de lei, 130 de lei, dar v-am zis, sunt fake-uri și alea nu o să reziste. Iar dacă luați unul din dezmembrări, la fel o să-l luați, deformat, și posibil să pățiți aceeași chestie cum am pățit-o eu. Și pentru asta am cumpărat 10 metri de furtun din ăsta. Aici la capătul ăsta am dat puțin cu flacără ca să-l fac puțin să intre mai ușor. Și ce vreau să fac? Acest furtun nu am găsit acel șnur de, cum se spune, de cauciuc. Și am luat acest furtun să vedem dacă o să dea rezultate, iar dacă o să dea rezultate, am să cumpăr și acel șnur plin de cauciuc. Și ce vreau să fac? Vreau să bag acest furtun pe această gaură. Deci pe această gaură pentru a, imediat am să vă arăt, să vină în genul acesta. Pentru a rămâne acest cauciuc puțin mai, cum să spun eu, să fie mai, să fie mai umflat, să nu mai fie plat, să ia forma lui. Și am să-l bag până în capătul celălalt al chederului. Și pentru asta am udat chederul, am băgat apă pe aici și aici am niște apă cu săpun și am să ud acest furtun transparent cu apă cu săpun pentru a aluneca mai bine pe cheder. Și uitați-vă, am băgat doar capătul furtunului și uitați-vă cum s-a umflat chederul, vedeți? Deci se vede o diferență. De aici încolo este furtunul, iar de aici este mai plat. Vedeți, în partea asta, toată partea asta e puțin mai ridicat, mai umflat cauciucul. Și în partea asta, vedeți, deja se vede cum este de plat. Adică a prins forma ușii. Și am să bag acest furtun pentru a umfla cauciucul mai bine și va intra așa, mai zic eu, mai bine pe ușă și
se va mai auzi acel șuierat, ca și cum ai merge cu geamul deschis, după 90 la oră. Acum am să bag furtunul pe cheder, n-am să mai filmez, ați înțeles ideea, o să ud chederul cu apă cu săpun ca să alunece mai repede pe cheder. Gata, oameni buni, am băgat furtunul, cam așa vine și uitați-vă cum vine chederul, cât de umflat vine. Vedeți? Nu mai este plat și este rotund. Deci ar trebui să facă mai multă priză cu ușa și n-ar mai trebui să facă zgomot la viteză mare. Vedeți ce rotund e? Asta e furtunul. Și mâine urmează să-l montăm. Da, și în partea asta. Furtunul și vedeți ce rotund este chederul. Este mai lat, nu mai este plat. Partea asta nu mai este lipită. Oameni buni, cam asta a fost. Mâine urmează să-l montăm, să vedem cum vine pe mașină, cum se închide ușa și să facem testul. Gata, oameni buni, am montat chederul, cam așa vine. Vedeți ce bine arată. Este destul de tare cauciucul și nu mai este plat. Vedeți, arată exact ca unul nou, cu acel furtun băgat pe partea asta. Acum urmează să fac un test când o să plec la București, să vedem dacă mai se aude. Ușa se închide perfect, deci nu avem treabă. Deci am făcut o treabă foarte bună. Eu sunt foarte mulțumit cum a ieșit. Oameni buni, dacă aveți și voi astfel de problemă, cam așa arată și cam așa a ieșit lucrarea cu acel furtun prin cauciuc, prin cheder. Oameni buni, cam asta a fost. Sper că v-am fost de folos și ne auzim la următorul tutorial.